Deși se visa motorist, îndemnată de familia sa, Galina Ceban a urmat facultatea de drept a Universității de Stat din Moldova și acum 15 ani a devenit notar public, având propriul birou. Drumul spre succes nu a fost unul deloc ușor, însă ambiția și perseverența Galinei a determinat-o să treacă toate greutățile și să-și urmeze scopurile stabilite. Cine este Galina Ceban, ne va spune însă și eroina noastră. O femeie curajoasă, aș spune, ambițioasă, care știe a trăi, dar nu a exista, sau luptă cu asta, adică se învață a trăi, dar nu a exista, nu în ultimul rând mamă, știe a lupta cu obstacolele întâlnite în cale, înțelegătoare, aș spune, că etc. Nu pot spune multe lucruri despre mine, așa că dintr-o parte poate persoanele pot să mă caracterizeze. Eu de mic copil fiind mai mult cu tata, fata tatei, eu doream să fiu un motorist, adică în sfera mai mult a mașinilor, automobile, reparații, tot ce ține de transport auto. Asta a fost mai mult dorința tatălui meu, dar impunându-mă, încet, încet studiind chiar și Universitatea de Stat Juridic, atunci a început să-mi placă, să mi se dea pe plac și chiar am îndrăgit-o foarte mult. Galina a întâlnit multe obstacole, însă eroina spune că acestea nu trebuie ocolite, ci doar luptând putem obține rezultatele pe care ni le dorim. Foarte dificil, ca și cum în ziua de astăzi, 14 ani urmă tot era foarte greu, de a găsi biroul, pe atunci era mult mai simplu ca acum, dar studiile și era o profesie nu prea mult cunoscută și chiar nici nu mă închipuiam că pe parcursul îndeplinirii profesiei mele, da, job-ului, serviciului, aș spune, întâlnim mereu obstacole care mereu trebuie, nu că ocolite, dar chiar să luptăm cu ele. Eroina noastră reușește să îmbine cu succes meseria cu viața de familie și spune că tot ceea ce face, face cu plăcere. O femeie puternică ar trebui să fie și o gospodină bună și în plan profesional, de asemenea, cum ar fi mai ușor să spui, trebuie să fie și o actriță în viață. Mie mi se primește totul, nu știu cum, îmi pare foarte simplu și chiar le îmbin cu plăcere. Legea motivației spune că tot ceea ce facem este declanșat de dorințele noastre interioare, nevoi și instincte. Galina Ceban spune că motivația supremă în tot ceea ce face este satisfacția clienților săi, după ce problemele cu care au pășit în biroul său le sunt soluționate cu succes. Eu aș spune totuși, în primul rând, cel mai pentru mine este când, știți, mulțumirea clienților sau când este clientul satisfăcut. Eu tot ce fac în meseria mea, sunt bucuroasă ca persoana care intră, ei intră cu un sac de probleme, aș spune așa, și eu sunt foarte mulțumită când persoana iese cu desagii de pe spate dat jos, cum s-ar spune. Mulțumiți, satisfăcuți de ceea ce au primit în acest birou. De-a lungul timpului, dificultăți au fost multe, însă de fiecare dată, Galina Ceban a reușit să le treacă cu brio. Cel mai dificil moment este totuși comunicarea cu persoanele, adică cu clienții, pentru că persoanele la noi, fiecare are ambițiile lui, dorințele lui, trebuie să te conformezi situației permanent. Asta tot e un lucru foarte dificil, dar ele conlucrează și cu modificările la noi, permanent modificările legislației. Asta tot e o dificultate foarte mare, adică noi permanent trebuie să fim în rând cu orice modificare, să le știm, să le cunoaștem, ca să putem apoi să consultăm clientul corect. După părerea mea, asta sunt dificultăți în job-ul meu sau în cariera mea, adică destul de primordiale. Dar am avut și o dificultate mult mai mare la începutul carierei, adică încă în anii 2002. Schimbarea codului civil, legislația. Noi am studiat
codul vechi care conținea 500 și articole și în 2003 codul civil nou 1500 și ceva articole. Asta a fost pentru mine foarte dificil, dar ușor de realizat și de luptat cu asta. Cea mai mare realizare a eroinei noastre a fost atunci când l-a adus pe lume pe Dănuț, care s-a născut prematur. La 7 luni, copilul a orbit, iar din cauza unui tratament incorrect, Dănuț a ajuns într-un scaun cu rotile. Tare mi-am dorit și cred că toate femeile care sunt mame, tare mi-am dorit copii și am adus în îngeraș pe lume 9 ani în urmă. Asta pentru mine a fost o realizare foarte mare. Dănuț la noi s-a născut prematur, asta a fost adică o micuță problemă, dar știm cu toții la noi acum aparatura, tot chiar și medicii mult mai performante sunt decât 9 ani în urmă. Așa s-a primit, nu ni s-a acordat ajutorul la timp, ne-au trimis acasă chiar. La 4 luni probleme cu vederea au apărut, s-au încrucișat ochii. Ne-au internat în spital, sigur că, dar la acel moment, din păcate, ne-au pus o diagnoză incorrectă și la 7 luni au urbit copilul. Adică tratamentul a fost incorrect, chiar și diagnoza pusă incorrectă și tratat copilul a fost nu de ceea ce avea la moment și a urbit, au pornit convulsiile, copilul a paralizat. Noi ne-au pus diagnoză invalid gradul 1, orb. Ne-am luptat în Kiev, Moscova, numai nu știu unde am ajuns. Sigur, cred că a fost o minune de la Dumnezeu, pentru că eu sunt creștină, foarte mult prin biserici, în diferite țări, mănăstiri. La un an copilul nostru a început să vadă. Adică asta a fost o realizare enormă, că eu până acum nu cred în asta, dar am avut un plus. Eu de mic copil, de la prima zi a copilului până la 2 anișori, am un saculeț mare plin de cărnițele. Acolo e scris fiecare minută din viața lui, secundă, aș spune așa, câte ori a mâncat, ce a mâncat, dacă lapte, dacă aia, adică absolut tot. Deschizând căițelele astea mici, cărnițelele, de note, notițe, mi-aduc aminte prin ce am trecut și realizările sunt scrise, vederea, primul dinte, și chiar multe realizări a copilului, adică s-a ridicat într-adevăr din ceea ce a fost. Asta e, cred, pentru o mamă cea mai mare realizare. În societatea zilelor noastre, femeia joacă mai multe roluri. Care sunt acestea și care sunt cele 3 secrete ale unei femei lider, ne spune eroina noastră. Rolul femeii este totuși unul principal, primordial. Eu aș spune așa, la noi femeia este mamă, este fiică, mamă, prietenă, soție, iubită, etc. Aș spune eu că femeia chiar joacă un rol interesant în societate, important, dar să nu uităm că totuși fără bărbați nu existăm. Eu pot spune mai mult pentru mine personal care au fost aceste 3 trepte care m-au ajutat, da, să ajung la ziua de astăzi. Cred că pentru o femeie totuși e multă tărie de caracter, adică trebuie să aibă un caracter și dur și tare să fie oricum. Comunicarea, numai decât o femeie lider, comunicarea trebuie să fie a doilea și al treilea răbdare. Totuși, cred că nouă femeilor răbdarea ne-e dat și fără ca a fi lider, dar trebuie să o avem. În meseria de zi cu zi, Galina Ceban se inspiră din propria perseverență și profesionalism. Însă inspirația eroinei noastre vine și de la alte persoane din jurul său. Un rol important a jucat, pentru chiar alegerea meseriei mele, l-a jucat nouă femeie, dar un bărbat, ăsta e tăticul meu. Dar în educația, în manierele care eu le-am, asta, totuși mămica, cel mai important rol. Profesional, aș spune eu, chiar aș vrea să-i dea Domnul sănătate, un profesionist foarte bun, de dorit majoritatea notarilor, cred că să fie așa, doamna Mereuță, primii 2 ani foarte mult m-a ajutat în carieră. Este un profesionist de laudă. Unde se vede eroina noastră peste ani și ce planuri de viitor are, aflăm chiar de la ea. La noi notariat nu este ca tare ridicare în grad sau ceva coborâre, la noi permanent aceeași. Dar știți că aș vrea și am o dorință și mă rog Domnului să ajung până la adânci bătrânețe, să-mi fac
jobul așa cum îl fac și acum, să nu mă înrăiesc, pentru că știți cum, lucrând cu persoanele și tot, noi suntem ca vampiri, știți, toată energia negativă, eu în orice caz vorbesc despre mine, eu tot timpul atrag energia negativă, dar pe drum spre casă mă stărui să o arunc prin părți, copilul așteaptă mama pozitivă acasă și chiar mă rog Domnului să ajung până la adânci bătrânețe, să fiu în funcție de notar, pentru că foarte îmi place și știți cum, dacă majoritatea muncesc pentru a câștiga ceva, la mine asta tot este un lucru important, pentru că copilul trebuie pus pe picioare, dar totuși e mai important că eu primesc plăcere de la ceea ce fac.